Acest program informativ este destinat inclusiv pentru persoanele cu deficiențe auditive și de vedere. Doamnelor și domnilor, bun găsit! Sunt Eugenia Sârbu și vă prezint știrile. Scumpirile se țin lanț, locuitorii orașului Nisporeni vor achita din această lună mai mult pentru apă și canalizare. La data de 3 ianuarie a fost publicată în Monitorul Oficial hotărârea Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, care a aprobat noile tarife pentru aceste servicii, după ce Societatea pe Acțiune Apă Canal Nisporeni a solicitat ca acestea să fie revizuite. Astfel, consumatorii vor plăti pentru un metru cub de apă și canalizare cu 4 lei mai mult. Dacă până acum un metru cub de apă costa 14 lei, din ianuarie localnicii vor trebui să scoată din buzunare câte 17 lei și 99 de bani pentru un metru cub. După ajustarea tarifelor pentru serviciul public de canalizare și de epurare a apelor uzate, consumatorii casnici din Nisporeni vor plăti deja 18 lei și 2 bani pentru un metru cub. Directorul Apă Canal Nisporeni, Ion Gangan, susține că încă în vara anului trecut a fost solicitată revizuirea tarifelor pentru alimentarea cu apă și canalizare, însă o decizie în acest sens nu a fost atunci aprobată, pentru că nu a fost pusă în discuții de către Consiliul Local Nisporeni, Vărzărești și Grozești. Dumnealor, la data de 23 iulie 2019, au trimis în adresa Consiliului Orășenesc Nisporeni, Consiliul Comunal Vărzărești, Consiliul Sătesc Grozești, scrisoare că de grabă se va majora tariful la apă și canalizare. Și timp de 60 de zile, dânșii roagă ca consiliile locale să ia atitudine, să colaboreze cu Andreu, să emită decizii ca să fie expediate mai apoi în adresa agenției. Cu părerii de rău, acest lucru n-a fost respectat din partea consiliilor locale. Potrivit administrației Apă Canal Nisporeni, inițial erau prevăzute alte tarife în avizul ANREO-ului. La câteva zile, Consiliul de Administrare ia o decizie și vine cu majorarea tarifului de 22 de lei 62 de bănuți la un metru cub de apă și 22 de lei 17 bănuți la un metru cub de ape reziduale vărsate în sistemul de canalizare. Majorarea tarifelor pentru apă și canalizare a stârnit o serie de nemulțumiri în rândul locuitorilor din Nisporeni. Aceștia spun că și așa sunt afectați de alte scumpiri, iar noile prețuri îi vor bate la buzunar. Nu cred că e bine, fiindcă tot anul prețul le scumpesc, dar salariul rămâne același. E greu, mai ales pentru bătrâni. Nu chiar bun, că în legătură cu asta merge toate țepăci, cum zice rusul, tot lanț merge până în capăt. S-a scumpit una, în rest s-a scumpit tot și nu se mai află. Dar știți cât s-a ridicat tariful? Nu chiar cu mult, dar tot nu-i bun. Dacă s-a scumpit motorina, toate socotele astea, ele merg în lanț toate. Asta rămâne grea, fără apă, fără tot ce necesar. La noi fiecare zi să se ridică prețul și înapoi nu se mai dau. S-au ridicat la produse alimentare, înapoi nu se mai dau. Tot cresc și cresc. Dar salariul, cum a fost, așa și rămâne. Să vie și să ne scoată pe urmă cu poliția, să ajungem, dacă nu plătim la timp. Și altceva ce să faci? Ce să faci? Apă trebuie? Nu poți să nu plătești. Și vrei, nu vrei. Begli gorgheazmă. Directorul Societății pe Acțiuni Apă Canal Nisporeni explică că au fost operate aceste majorări ca urmare a creșterii cheltuielilor pentru energie electrică, pentru materialele de purificare a apei, a costurilor suportate de înlocuirea contoarelor, întreținerea obiectelor sistemului de alimentare cu apă și de canalizare, precum și a pierderilor de apă. Demersul nostru a fost precăutat de către ANRE și a fost acceptat propunerea noastră în baza calculelor făcute ca să nu afecteze
activitate economică a întreprinderii. Majorarea tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă și canalizare prestat de Apă Canal Nisporeni au fost aprobate în cadrul unei ședințe publice. Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică a aprobat în hotărârea numărul 492 din 20 decembrie 2019 tarifele pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare, apelor uzate, prestate, cronizate, este ESA Apă Canal Nisporeni, după cum urmează. Pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă pentru consumatorii casnici, în mărime de 17,99 lei metru cub. Pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă pentru consumatorii non-casnici, în mărime de 37,23 lei metru cub. Un grup de consilieri orășenești au înaintat o petiție către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, considerând că aceste majorări sunt nejustificate. Acum aceștia sunt în așteptarea unui răspuns. Tarifele rămân neschimbate pentru agenții economici. Mai exact, aceștia achită 37 de lei și 23 de bani pentru un cub de apă, iar pentru serviciul public de canalizare și de epurare a apelor uzate, 28 de lei pentru un metru cub, fără TVA. Menționăm că 5.717 consumatori sunt asigurați cu servicii de apă și canalizare de către Apă Canal Nisporeni. Un bărbat și-a găsit fratele mort în propria casă. În dimineața zilei de 24 ianuarie, un locuitor al satului Cărbuna, în vârstă de 58 de ani, a sesizat poliția din Ialoveni pe faptul că și-ar fi găsit decedat în casă fratele de 53 de ani. Deplasându-se la fața locului, oamenii legii au stabilit că cei doi frați locuiau împreună și duceau un mod de trai în sărăcie, fiind anterior condamnați. Cei doi erau consumatori de băuturi alcoolice și neangajați în câmpul muncii. Fiind examinat pe corpul acestuia, nu s-au observat semne vizibile de moarte violentă. Pe acest caz a fost inițiat proces penal, în cadrul căruia urmează a fi stabilite toate circumstanțele. Inclusiv a fost dispusă examinarea medico-legală pentru a stabili cu exactitate cauza decesului. Un bebeluș de o lună a fost abandonat de cea care i-a dat viață. O persoană a telefonat la serviciul 112 și a anunțat că în curtea unor blocuri de locuințe din sectorul Buiucani al capitalei, o persoană necunoscută a lăsat un cărucior cu un copil. La fața locului s-a deplasat un echipaj de poliție. Potrivit oamenilor legii, pruncul, un băiețel, a fost pus în unul din cărucioarele locatarilor de la intrarea într-un cămin familial. Micuțul avea agățat la el o foiță în care era scrisă data de naștere a acestuia. Copilul a fost transportat la spital, iar medicii spun că starea lui este satisfăcătoare. Oamenii legii întreprind toate măsurile de rigoare pentru a fi identificați părinții acestuia. Totodată s-a stabilit că pruncul a venit pe lume la sfârșitul lunii decembrie 2019. Pe acest caz a fost inițiată o cauză penală. Dacă autoritățile nu vor identifica rudele micuțului, iar acesta se va simți bine, el va fi plasat într-un centru maternal din subordinea Direcției Municipale pentru Protecția Drepturilor Copilului. Un bărbat de 62 de ani din satul Costuleni, raionul Ungheni, a fost salvat de la ânec de polițiști de frontieră. Acesta a căzut în râul Prut în timp ce pescuia. După ce a fost scos la mal, el a fost transportat la spitalul raional Ungheni, unde i s-a acordat îngrijirile necesare. Iar în prezent, bărbatul se simte bine. Am căzut apă, că acolo e apă, e malul abrupt. În loc să iau spre mal, mă dușem tocmai la niște creangă, la nijul cu prutului. Acolo mă trezie. Avem trei spinninguri și doi pește. I-am prins patrilea și m-am dus s-o scot de acolo. Și acolo, dacă e mal obrupt. Am primit informația de la serviciu pe subdiviziune că pe direcția localității Costuleni o persoană solicită ajutor. Ajungând la fața locului, am depistat
un bărbat în apă care era obosit și epuizat din cauza efortului depus pentru a se salva. Imediat, împreună cu colegul, am scos bărbatul la mal, acordându-i primul ajutor. În același timp, apelând serviciul de urgență 112. Precizăm că pescuitul în apropierea graniței este permis doar ziua și numai după informarea prealabilă a angajatului sectorului Poliției de Frontieră. Pescarii trebuie să țină cont de regulile de siguranță, mai ales în perioada rece a anului, deoarece malul râului este lunecos și există riscul de prăbușire a acestuia. Grosimea gheții pe apă ar trebui să depășească 10 cm, iar în cazul unei situații de risc, oamenii sunt îndemnați să sune la 112. Doi tineri au ajuns la spital după ce au fost înjunghiați de o persoană necunoscută. Incidentul a avut loc noaptea trecută în jurul orei 2:50 pe strada Independenței din sectorul botanic al capitalei. Oamenii legii au stabilit că victimele, aflate în stare de ebrietate, s-au apropiat de un trecător și i-au cerut o țigară. Între ei s-a iscat o ceartă, iar trecătorul a scos un cuțit și a înjunghiat pe cei doi, după care a fugit. La fața locului, oamenii legii au constatat că este vorba despre doi tineri de 18 și respectiv 19 ani care au fost transportați de urgență la spital, având câte o plagă de cuțit în regiunea abdomenului. Oamenii legii au pornit un proces penal pe acest caz și încearcă să dea de urmele agresorului. Consiliul Regional pentru Dezvoltare Nord s-a întrunit în cadrul primei ședințe regionale din acest an. În cadrul acesteia s-a discutat despre modernizarea serviciilor publice locale în zona de nord a țării. Oficialii au anunțat că va fi organizat concursul de selectare a proiectelor de dezvoltare regională. Este practic elaborat cu o tradiție internațională de cooperare germană. O să ne reîntrem pe conflictivitate și pe aia lucrurilor din ea. În ultimul rând, un alt document la care am lucrat foarte mult, de fapt, prima inițiativă a fost în anul 2012, când am elaborat o analiză examen cu privire la politica publică, așa numită mult de creștere, care vine noi. Anul trecut, noi am elaborat, de fapt, cu suportul aceiași agenții internaționale de cooperare a Germaniei, actorii principali, de fapt, partenerii noștri principali de domeniu, o concept de politică publică, de fapt, el este o analiză, dar care urmează să fie spunem așa, retușată și elaborată în formă unui document politic. Și iarăși ne propunem să implementăm o nouă abordare, astfel încât să construim o rețea de orașe la nivel regional, astfel încât să stopăm migrarea externă, să contribuim la crearea locurilor de muncă aici în Republica Moldova și să creăm platforme naționale pentru dezvoltare economică. Un aspect important care noi promovăm cu partenerii din Polonia este revitalizarea urbană. O parte din orașele din noi deja au beneficiat de aceste proiecte, de aceea invităm consiliile regionale, centrele regionale, orașele, să participe activ la aceste proiectele noastre, încât cunosc eu partenerii polonezi și pentru anul ăsta au alocat o sumă în jur de 500.000 de euro, dacă mă greșesc eu, pentru implementarea proiectului de revitalizare urbană. Managerul Agenției de Dezvoltare Regională Nord a venit cu un raport pentru anul 2019. Astfel, ADR Nord a realizat proiecte de dezvoltare regională și a organizat evenimente al căror principal obiectiv a fost implementarea politicii de dezvoltare regională și atragerea investițiilor străini în regiune. Anul trecut, valoarea totală a investițiilor în regiune de dezvoltare Nord se cifrează la 52,97 milioane lei din circa 28,9 milioane lei valorificați din Fondul Național pentru Dezvoltarea Regională și 24,07 milioane lei atrași din surse externe. În vederea atingerii obiectivelor conform strategiei de dezvoltare regională în Nord, în perioada anului 2019, ADR Nord a avut în gestiune 10 proiecte finanțate din sursele Fondului Național de Dezvoltare Regională și 6 proiecte din sursele Uniunii Europene. La fel, din sursele guvernelor Cehia, Polonia, Estonia, Lituania și alți parteneri de dezvoltare, au fost implementate mai multe proiecte, aducând plus valoare la dezvoltarea regiunii.
Sursele financiare le vedeți pe slide-ul următor. Din fond s-a alocat circa 25-35 milioane de lei. Din partea Uniunii Europene s-a alocat circa 18-35 milioane de lei. Din alte surse, noi am atras pentru implementarea unor acțiuni este 5 milioane de lei. În acest an, ADR Nord va implementa 15 proiecte, 9 proiecte finanțate din FNDR și 6 proiecte de Uniunea Europeană. Reprezentantul GIZ Moldova a vorbit despre asistența acordată de proiectul Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova în procesul de implementare a politicii de dezvoltare regională în Republica Moldova. Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea condițiilor cadru pentru implementarea politicii de dezvoltare regională orientată către cetățean în sectoarele prioritare ale prestării serviciilor publice locale, mai departe și numesc aceste sectoare care au fost agreate la timpul respectiv cu Guvernul Republicii Moldova, în special cu la acel timp Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor. Aici doar date generale și vreau să menționez că partenerul de bază al proiectului este Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, ca și Agențiile de Dezvoltare Regională și Consiliul pentru Dezvoltare Regională. Aici nu sunt inclus din motivul că Consiliul Regional nu constituie o entitate juridică, dar este un organ reprezentativ la nivel de regiune care vreau să spun că este bine văzut din partea donatorilor și sub această egidă există foarte multe oportunități de dezvoltare. Consiliul Regional Nord are 48 membri, dintre ei 11 președinți de raioane, primarul municipiului Bălți și câte un reprezentant al asociațiilor de primari, societății civile și sectorului privat din fiecare raion și municipiul al regiunii. Membrii Consiliului Regional Nord își exercită atribuțiile cu titlu gratuit. Potrivit legislației, componența Consiliului Regional Nord se modifică după ce au loc alegerile locale generale. Două femei racolau fete de pe teritoriul Republicii Moldova pentru a le duce în Grecia, unde erau exploatate sexual comercial. Una dintre ele a fost reținută, iar alta a fost plasată în arest la solicitarea procurorilor. Ambele femei sunt cetățene ale Republicii Moldova și au fost membre ale unui grup criminal organizat, despre care procurorii au comunicat în octombrie 2019. Suspecta reținută are vârsta de 27 de ani și este originară din Cahul, iar femeia plasată în arest are vârsta de 43 de ani și este originară din raionul Cantemir. Ca urmare a investigațiilor, s-a stabilit că membrii grupului criminal încă din anul 2016 au profitat că tinerele provineau din familii sărace, pe care le impuneau să se prostitueze. Victimele erau racolate de pe teritoriul țării noastre și ulterior erau transportate în orașul Atena din Grecia, unde erau exploatate sexual comercial în mai multe case de toleranță, administrate direct de liderul grupului de origine albaneză. Dacă le va fi dovedită vinovăția, femeile riscă de la 15 la 20 de ani de pușcărie. Au transformat un apartament din capitală într-un laborator de creștere a cannabisului. Este vorba de trei tineri cu vârstele cuprinse între 20 și 25 de ani, care pe lângă cultivarea, prelucrarea și comercializarea plantelor de cânepă, aceștia sunt bănuiți și de contrabandă cu substanțe stupefiante. În cadrul percheziților efectuate au fost depistate plante de cânepă uscate, pregătite pentru prelucrare, marihuană, obiecte destinate producerii și consumului de droguri, dar și peste 150 de pastile psihotrope de tip Subutex și Alprazolam, aduse pe cale de contrabandă din Franța. Drogurile erau vândute cu 100 și 150 de lei pentru un gram, iar prețul unei pastile de Subutex varia între 800 și 1000 de lei. Dacă bănuiții reușeau să comercializeze drogurile, aceștia urmau să obțină un venit de aproximativ 200.000 de lei.
Suspecții au fost reținuți pentru 72 de ore, iar procurorii vor solicita plasarea lor în arest pentru 30 de zile. Dacă instanța îi va găsi vinovați, aceștia riscă până la 15 ani de închisoare. Peste 500 de petiții au fost trimise anul trecut Serviciului de Informații și Securitate de la cetățeni și agenți economici, dintre care doar 29 au fost anonime. Cel mai mult oamenii s-au plâns că le sunt interceptate telefoanele și că le sunt accesate datele cu caracter personal. Din numărul total de petiții, 396 au fost adresate de persoane fizice, 71 de persoane juridice, iar 9 de colective. Doar 46 au fost remise în format electronic. O parte dintre solicitări vizează reabilitarea victimilor represiunilor politice. Oamenii au solicitat să li se ofere posibilitatea de a lua cunoștință cu dosarul personal al rudelor supuse represiunilor, să le fie eliberate copiile materialelor din aceste dosare și copiile privind sechestrarea averii. De la an la an, datele statistice indică o diminuare a numărului petițiilor pe acest subiect. Un șofer de autocar Moldova-Italia a fost prins cu țigări de contrabandă. La punctul de trecere Albița din județul Vaslui s-a prezentat un autobuz cu destinația Italia, condus de un bărbat de 53 de ani cu dublă cetățenie, română și moldovenească. În cadrul unei verificări, polițiștii de frontieră români au găsit în spații special amenajate, în compartimentul motor, în pereții laterali, podeaua, plafonul și cutia de viteze, precum și în bazinul de apă al toaletei autocarului, 6.000 de pachete de țigări, în valoare de 26.000 de roni, echivalentul a 120.000 de lei moldovenești. Produsele de tutungerie urmau să ajungă în Italia. În consecință, atât marfa de contrabandă, cât și autocarul au fost confiscate, iar șoferul s-a ales cu o amendă de circa 50.000 de lei. Doamnelor și domnilor, atât pentru această oră, știrile noastre le puteți urmări și pe site-ul albasat.md, pe canalul nostru de YouTube, dar și pe pagina noastră de Facebook. Numai bine!